Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Consiliului Județean. Am onoarea să-i prezint pe cei prezenți astăzi în conferința de presă, pe domnul primar Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, și pe domnul director Stănescu, directorul Adi Ecosalubis Management Călăraș. Problemele apărute în spațiu public, vreau ca să le discutăm. E vorba despre fotbal, handbal și ce se întâmplă cu gunoaiele în municipiul Călăraș. Primul subiect pe care vreau să-l discut eu este vorba despre fotbal. Fotbalul călărășan are nevoie să intre în reorganizare. Urmarea promovării echipei în divizia națională, după ce am pierdut, să spunem, meciul de menținere în divizia națională, din momentul ăla clubul Dunărea Călăraș a avut o perioadă destul de dificilă, pentru că jucătorii cu salarii foarte mari n-au vrut să rezilieze contractele și noi din momentul ăla am intrat, să spunem, într-o situație de neplată a salariilor și a contractelor pe care ei și-au depus memorii, iar noi toți banii care îi alocam de la Consiliul Județean plăteam acele memorii care veneau foarte rapid de la Federația Română de Fotbal. Astăzi, făcând o analiză, da, avem 5 salarii neplătite fotbaliștilor. Ca să putem să le plătim și ca fotbaliștii care și-au reziliat contractele să nu mai depună memorii și să ne ia banii din cont, trebuie să intrăm în insolvență, insolvență prevăzută de lege, reorganizare care ne permite nouă să reeșalonăm toate datoriile pe care clubul le are astăzi. Datorită bugetului pe care la început de an Guvernul României ne-a alocat în loc de 96 de milioane, cum se aloca de obicei, în anul 2021 am primit 42 de milioane. Din lipsa bugetului pe care Consiliul Județean o are astăzi, suntem nevoiți să intrăm în insolvență, insolvență care nu înseamnă desființarea clubului, înseamnă reorganizarea clubului și reorganizarea plăților în termen de 2 ani, maxim 3 ani dacă, să spunem, nu reușim pe bugetul anului viitor să acoperim aceste datorii pe care clubul le are astăzi. Nu vrem să nu plătim, nu vrem să spunem celor care astăzi sunt, vreau să spun, răutăcioși cu cei care cred că noi vrem să desființăm clubul. Nu desființăm clubul. Îl reorganizăm, îl punem într-o situație în care să funcționăm mai departe cu echipa. Echipa va primi bani de la Consiliul Județean. Consiliul Județean și-a pus în rezerve suficienți bani ca să putem să continuăm activitatea sportivă a clubului Dunărea Călăraș. Și aș vrea să spun, pentru că mai de ună zi cineva a făcut câteva afirmații despre prefectură și acel incompetent continuă să arunce în spațiu public lucruri pe care nu sunt adevărate. Noi reorganizăm clubul de fotbal și mergem mai departe cu activitatea sportivă de performanță a Dunării Călăraș. Și vom susține antrenori din Călăraș, fotbaliști din Călăraș și vom face în așa fel încât totul să revină la normal în Călăraș. Acei fotbaliști care veneau din afară nu rezolvau decât o problemă, să spunem, de tur și de retur anul competițional. Vrem să promovăm călărășeni, copiii Călărașului, să-i vedem pe stadion, părinții, bunicii, să aducem acea, să spunem, emulație a călărășenilor pe stadionul municipal Călăraș. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Aici, să spunem, e partea de prezentare a situației clubului Dunărea Călăraș 2005. Da, vă rog. Președinte, ce datorii are clubul de fotbal și cum s-a ajuns la această situație? 4 milioane de lei are clubul de fotbal datorii la momentul ăsta și încercăm acești 4 milioane să-i reieșalunăm pentru 2 ani de zile. Noi acum asigurăm cofinanțarea clubului de fotbal în continuare pentru activitatea competițională 2021-2022. Deci asigurăm sumele necesare pentru echipa care și jucătorii care astăzi sunt înscriși la clubul Dunărea 2005 Călăraș. Dar cum s-a ajuns la această situație? Toate memoriile pe care le-au depus fotbaliștii din divizia națională n-au vrut să renunțe la contract după ce am pierdut. Ei aveau prin contract
prelungirea lor și 3 luni de zile, 4 luni de zile până la ziua contractele, ei au încasat acele sume prin contract de 4-5 mii de euro pe lună și ne-au creat deficitul bugetar pe care cu greutăți l-am adus până astăzi, iar noi din lipsă de buget la început de an, pentru că bugetul național nu ne-a asigurat sumele necesare, am revenit, să spunem, la formula să putem să achităm salariile așa cum am putut. De aceea avem aceste 5 salarii pe care noi nu le-am putut să le achităm și prin reorganizare le vom achita și le vom plăti toate salariile și toate datorile pe care clubul astăzi le-a. Credeți care va fi salariul mare? Nu, ne-am asumat să continuăm să finanțăm clubul de fotbal, adică fotbalul să-l finanțeze Consiliul Județean, iar pentru handbalul să-l finanțeze Primăria Municipiului Călăraș. Nu ne permite nici legislație. Care va fi salariul maxim de acolo? Salariul maxim, cred că maxim mai mult de 2000 de euro nu o să mai fie salarii la Dunărea Călăraș. Pentru că bugetul... Să veți juca doar cu călărășeni? Nu. Vom juca cu 70% din formație numai cu călărășeni. Luăm de la juniori și din divizia C. Da. Luăm din divizia C, să vedem ce fotbaliști bun putem să atragem din Călăraș, iar de la juniori să luăm cei mai buni juniori să-i aducem la echipa de fotbal. Și vom rezista în Liga a doua cu jucătorii aceștia? Ne vom lupta să rezistăm în Liga a doua. Dacă nu rezistăm în Liga a doua, ne ducem în Liga a treia. Ne ducem acolo unde avem valoare să putem să susținem sportul de masă și sportul călărășean de performanță. Dacă performanța noastră de Liga a treia, ne ducem în Liga a treia. Cred un singur lucru. Continuăm să cheltuim banii județului Călăraș. Da? Și noi efectiv să renunțăm la obiective, cum e prefectura și cum mai sunt alte obiective, pentru a putea să finalizăm proiectele începute de Consiliul Județean. Nu s-a arătat nimeni interesat, cel puțin cât a fost în Liga 1, să vină ca și susținător financiar al clubului? Dacă nu exista legea prin care a clarificat 5% din bugetele Consiliilor Județene, primăriilor, să finanțeze sportul de performanță, cred că astăzi nu mai aveam atâtea echipe în divizia națională și atâtea sume pe care se vehiculează pe salarii la sportivi. Cred că sportul astăzi era foarte slab cotat la nivel național. Implicarea administrațiilor locale în sportul național a dus, să spunem, să avem totuși sport de performanță în România. Noi astăzi am făcut acest lucru, am încercat să menținem sportul de performanță și am făcut toate eforturile necesare din bugetul Consiliului Județean să asigurăm salariile și tot ce a însemnat funcționarea și să intrăm, să spunem, să ne batem pentru divizia națională, să ajungem în divizia națională. Atâta s-a putut face, acum trebuie să regândim, să reorganizăm și consider că reorganizarea înseamnă să asigurăm sumele de funcționare a clubului Dunărea Călăraș 2005 și să ne gândim ce performanțe poate să aibă Călărașul în viitor. Referitor la copii și juniori, vă gândiți să le dați un buget separat față de Dunărea Călăraș, echipa mare? Da, deci noi avem așa 30.000 echipa de fotbal și 30.000 ce înseamnă cheltuieli administrative cu juniorii și cu staful tehnic. Dar nu este buget separat. Nu, 60.000 pentru clubul le asigurăm până la finalul anului din bugetul Consiliului Județean. 60.000 de euro pe lună. Antrenor, cine va fi? E Condei, astăzi antrenor al clubului de fotbal este domnul antrenor Condei. Domnule primar, despre handbal, așa cum am spus că sunt trei... Despre handbal, eu o să mă repet, o să fac o recapitulare, așa cum bine știți, după ce am preluat anul trecut mandatul, am constatat că clubul de handbal avea 3 luni de zile salarii neplătite, avea peste 340.000 datorii la stat și ceea ce era cel mai greu de dus, au pierdut un proces în instanțele sportive de peste 7 miliarde vechi, de 700 de mii noi. Toate aceste lucruri nu puteau finanțate pe legea 350, pentru că acea lege prevede numai finanțarea performanței sportive, fapt pentru care nu am putut să mai finanțăm clubul la acea dată. Dar nu ne-am oprit aici, așa cum a spus și domnul președinte, am făcut demersurile de a intra în insolvență cu reorganizare să putem să deblocăm conturile clubului, pentru că toate conturile erau blocate. Nu ni s-a acordat insolvența cu reorganizare, drept pentru care am declanșat falimentul. Astăzi suntem în următoarea situație.
am înființat o altă asociație sportivă. Chiar astăzi am fost domnul președinte la notariat, a semnat, o să merg și eu după conferința de presă și definitivăm toate documentele ca să înființăm Asociația de Handbal a Municipiului Călăraș 2021, pentru că numai așa putem să funcționăm. Ținta noastră este de a atrage foarte mulți călărășani. Este clar că dacă vrem să activăm în Liga A, ar fi cam Liga B, da? În Liga A, nu mai suntem în Liga Zimbrilor, dar suntem în Liga A, atunci o să atragem cât mai mulți călărășeni. Deja aveam cereri să-mi spună, da, în ce stadiu suntem cu asociația, să poată să întoarcă copiii acasă. Bugetul pe care îl estimez ca să funcționăm este undeva de 2 milioane, 2 milioane jumate. Suntem în grafic, vreau să terminăm ca să intrăm din septembrie, să intrăm în anul competițional 2021-2022 și atunci vom activa cu oameni din Călăraș, iar dacă va trebui să luăm și stranier, vom lua, dar în condițiile noastre de salarii decente, nu așa cum ați văzut, că erau salariile undeva la peste 5.000 de euro de fiecare bani în mână. Deci cam asta este povestea cu handbalul. Iar banii care am recuperat, pentru că trebuie să știți că la futsal și la handbal în anul competițional 2019-2020 s-au cheltuit undeva în jur de 75 de miliarde vechi, deci undeva la handbal au fost plăți de 62 de miliarde, iar la futsal undeva la 13 miliarde. Banii acestea, dacă îi vedeți, în ceea ce fac și asfaltez astăzi în Călăraș, sunt banii care nu se vedeau pentru că erau băgați în aceste sporturi, iar acum o să-i vedeți în aceste străzi asfaltate și modernizările pe care le facem. O să dăm drumul și la drumul de la Siderca, cred că până la finalul lunii se finalizează și putem să ne apucăm de lucrări. Deci acolo ar fi banii care se duceau la handbal și la futsal în momentul respectiv. Cam astea sunt. La final vă aștept și eu cu întrebări dacă mai aveți cu această temă. Și subiectul numărul 3, domnule director, Eco Salubis Management, e un subiect de discuție pe buzele călărășenilor și, de ce să nu spun, chiar este un subiect la ordinea zilei, cum rezolvăm problema gunoiurilor la Călăraș, pentru că și nu numai, operatorul regional Eco Salubis Management are această atribuție și noi trebuie să dăm explicații cetățenilor ce s-a întâmplat, dar au rămas gunoiile neridicate în perioada sâmbătă și duminică. Faceți o prezentare. Faceți o prezentare, după care așteptăm întrebările presei. În momentul de față sunt două aspecte care pot constitui subiect de discuție. Unu, solicitarea de majorare de tarif făcută de societatea Rebu și al doilea, situația cu care călărășenii s-au confruntat la sfârșit de săptămână și care poate constitui o problemă de sănătate a populației, ceea ce s-a întâmplat. În ceea ce înseamnă creșterea de tarif, în baza evidențelor contabile, REBU a înaintat către asociația noastră, asociația însemnând cele 55 de wateuri plus Consiliul Județean, aceasta înseamnă ADIC, o situație financiară din care rezulta că pe zona 1, Lehliu, au o pierdere de 1,4 milioane, iar pe zona 3, Călăraș, o pierdere de 1 milion, adică 10 miliarde de lei. În aceste condiții au cerut o modificare de tarif, așa cum le permite Ordinul 109. Din păcate, documentația care ne-a fost prezentată prevedea o creștere de 100% a tarifului. Și atunci, recomandarea pe care eu mi-am însușit-o și am trimis-o OAT-urilor, la ședința de la Consiliul Local Călăraș, am fost și eu la invitația primăriei, am susținut că nu putem să aprobăm această solicitare din două motive. Unu, creșterea este mult prea mare și depășește limita de suportabilitate a locuitorilor. Și al doilea, documentația care ni s-a prezentat era insuficientă. Nu prezenta un memoriu tehnico-economic din care se rezulte că acele cifre pot fi puse pe o solicitare. A fost respinsă, s-a încercat o negociere la care a participat Consiliul Director al ADIECO Management Salubris și domnul vicepreședinte din partea Consiliului Județean, directorul general REB, însoțit cu aparatul tehnic al dumnealui. Le-am arătat punct cu punct că nu putem să aprobăm creșteri de 100% la salarii. Putem să aprobăm doar ceea ce ne permite legea. Salariul minim pe economie cât poate să crească. Și nu putem crește cheltuielile indirecte cu 100%.
Toate punctele au fost analizate, nu au fost acceptate de Rebu. Pe final au zis că solicită indexarea. Indexarea este un element pe care suntem obligați prin contract și prin legislația în vigoare să o aprobăm. Numai că în momentul în care au venit cu solicitarea, au introdus și noile cantități colectate la nivelul municipiului Călăraș, de exemplu. În momentul în care am pornit, colectam 16.700 de tone, în anul precedent am colectat 19.900. Într-adevăr, aici au dreptate că trebuie plătită depozitarea. Dar nu au prezentat o documentație pentru o majorare de tarif, ci au prezentat, ei vreau să o aprobăm ca o indexare. Nu puteam face acest lucru. În aceste condiții am trimis documentația tuturor OAT-urilor membre, am arătat acest lucru că documentația este incompletă și din punctul meu de vedere absolut corect, consiliile locale au respins nu majorarea de tarif, ci documentația. Să vină cu o documentație completă. Acum, nu știu dacă este simplă coincidență sau nu, dar ei colectau și sâmbata și duminica. Pentru ziua de duminică noi nu avem ei nu au obligație contractuală. Dar pentru sâmbata au. Și cred că actuala conducere nu a realizat acest lucru. Că noi am prevăzut, atunci când am trecut colectarea din poartă în poartă, avem act adițional, să preia de 6 ori pe săptămână. S-a dat o dispoziție directorului de zonă să nu colecteze sâmbătă și duminică fără să ne anunțe. Am încercat să contactăm conducerea pe domnul director general, nu a putut fi găsit la telefon decât duminică seara. În momentul în care ne-am întâlnit, când ne-am auzit, a doua zi am pus la dispoziție un număr suficient de mare de autogunoiere, astfel încât să colectăm în regim de urgență întregul deșeu colectat. La momentul actual, mă întâlnesc cu aparatul tehnic de la REGU pentru a găsi o soluție de compromis, să spunem. În sensul că va trebui să găsim o soluție astfel încât să acceptăm elementele care sunt foarte clare. Dacă noi ducem acolo cu mult mai mult deșeu decât prevede Planul Național și Programul Județean de Gestionare a Deșeurilor, trebuie plătit. Pentru că înseamnă și depozitare, numai depozitarea costă 206 lei plus TVA. Sunt convins că locuitorii Călărașului nu se vor confrunta în perioada următoare cu noua situație de genul acesta. Este foarte ușor să mergem, să încetăm contractul, să reziliem, să... nu este o soluție. Nu e soluția. Soluția este să continuăm serviciul. Vreau să vă spun că am devenit cu mult mai exigenți în momentul de față, urmărim inclusiv dacă se face spalarea containerelor, dezinfectarea, numărul de mașini și vom îmbunătăți calitatea serviciului. Va trebui însă să facem și noi partea care este în zona noastră și obligațiile noastre. Să acceptăm propunerile pe care le-am făcut și noi să ne îndeplinim obligațiile contractuale, și legale. Și legale, da. Și dacă sunt bine fundamentate. Aici am vorbit că ne trebuie automat un memoriu tehnico-economic. Întrebări din partea dumneavoastră. Da, punctuale pentru... Da, punctual. Pentru domnul director Stănescu. Din evaluările pe care le-ați făcut dumneavoastră, la ce nivel vi se pare rezonabil să se mărească aceste tarife? Că ați zis că 100% nu e bine. Fiecare element cu care vin în REBU, ei de fiecare dată vin cu elementele care conduc la o majorare a tarifului. Dar sunt și elemente care ar trebui să conducă. Din punctul meu de vedere, dar nu este ceva care să fie foarte bine fundamentat în momentul de față, că sunt anumite elemente pe care trebuie să le negociez cu ei, probabil că o creștere corectă ar fi de 1,50 lei, 1,60 lei plus TVA. Pentru ce cantitate s-au stabilit, domnule director, ce cantitate de deșeuri, tarifele actuale de către Primăria Municipiului Călăraș și care e cantitatea reală colectată? Deci cantitatea pe care este fundamentat tariful actual este cel care s-a realizat în primul an de colectare, aproximativ 16.700 de tone, iar pe ultimul an de colectare au fost 19.900 de tone. Se pot face prestații în mortare, cheltuielile de depozitare. S-ar permite face prestații în varianta asta cu datorii? Poftiți? Se pot face cu astea 3.000 diferențe? Cât... Nu se poate face. Trebuie să găsim o soluție în care să lucrăm. Dar ceea ce vreau să vă informez, și ați văzut că am făcut un site, se numește Ecomanagement Salubri, site oficial, și aveți acolo toate graficele în fiecare lună, cât s-a colectat pe fiecare localitate. Ceea ce este important la Călăraș, cantitatea total generată la nivelul județului este constantă. 2019-2020,
Dar 1500 de tone au migrat de la agenții economici către populație. Primăria municipiului Călăraș ce datorii are la REB? Nu cunosc aceste... Și domnul primar, cumva? Din câte știu eu, nu este decât factura curentă de plată. Suntem în grafic, nu? Eu am auzit de un proces, 1.200.000 de lei. Nu există niciun proces între primăria Călăraș și REB. Suntem în zona de cheltuieli curente, încercăm să ținem cheltuielile la zi, pentru că nu așa putem să controlăm bugetul și să nu avem surprize. Da, ei trebuie să presteze așa cum au convenit cu ADE, cu management salubri și cu mencaietul de sarcini. Ceea ce s-a întâmplat, eu am considerat că este un șantaj, pentru că miercuri, dacă nu mă înșel domnul director, înainte să se întâmple, am avut o întâlnire cu domnul director și după ce au plecat s-a întâmplat minunea asta, pentru că la momentul respectiv le-am spus că nu accept creștere la gunoi dacă nu este la prețul gunoiului, dacă nu este bine fundamentată și nu în condițiile în care ei au venit cu el să fie prețul aproape dublu. Deși normal că au spus că au jucat această carte ca la piață, adică mergem cu un preț mai mare ca să avem ce să negociem. Nu merge așa, trebuie foarte bine documentat și atunci vedem ce soluții avem. Că o fi 10%, că o fi 12%, da, așa cum în constatările făcute de domnul director prin ADE Management Salubri să avem o diferență de 3.000 de tone, este clar că trebuie să ne dea de gândit și fac apel iarăși cetățenilor din Călăraș, pentru că dacă nu începem să ajungem în zona să colectăm aceste dereuri, să fie selectivă, avem mari probleme. Sper să se implementeze cât mai repede și containerizarea pentru deșeuri biodegradabile, că în felul acesta putem să ne atingem țintele de selectiv și în felul acesta să nu mai fim penalizați și toate lucrurile să funcționeze așa cum au fost reglementate. Și încă o întrebare, ultima. Vă rog. Primăria Călăraș trebuia să registreze o solicitare pentru ridicarea deșeurilor în ziua de duminică. De ce s-a înregistrat luni această solicitare? Avem solicitare de ridicarea deșeurilor în permanență, noi facem. Noi suntem în grafic. Nu, vorbesc duminică, domnul primar. Deci dânsii n-au respectat. Noi avem aceste solicitări făcute. Așa cum vă spunea și domnul... Deci așa cum vă spunea și domnul director, așa cum vă spunea și domnul director, prin anexa contractului au 6 zile pe săptămână, iar noi avem grijă ca a 7-a zi să fie cea care o facem prin cerere. Prin cerere. În toată această perioadă, sâmbătă a fost colectat deșeul și duminica era colectat de la anumite platforme pe care le stabileam de comun acord. Primăria nu poate fi acuzată în momentul de față că n-a emis o comandă sâmbătă sau lunară. Era o cutumă, trebuie să ridică deșeul, cel mai mult a fost generat sâmbătă și de aici provine problema. Nu se poate pune în sarcina primăriei că nu a emis o comandă pentru deci o cantitate suplimentară. Eu am înțeles că s-a făcut o solicitare, tardiv, adică. Nu, solicitarea a fost să se ridice din nou tot ce era acolo, pentru că dânsii ei considerau faptul că n-au ridicat. Ce se întâmplă? Deșeurile care sunt, nu sunt în pubele și sunt pe lângă, sunt deși considerate, dacă nu mă înșel, să mă corectească, neconforme. Abandonate. Da? Și atunci dânsii vreau să considere toate aceste deșeuri care nu mai au avut loc în aceste pubele ca neconforme. Și noi n-am fost de acord să fie considerate neconforme. Da? Pentru că efectiv nu și-a făcut treaba și a trebuit să fie depozitat undeva. Ați lucrat și dumneavoastră la ICO Management Salubri, să-mi aduc aminte, domnul primar, ați fost director. Cine trebuie să facă amenajarea asta a platformelor unde se strâng deșeurile, conform contractului? Deci, conform contractului inițial și iarăși, domnul director, deci toate aceste platforme au fost făcute pe un proiect. Pe un proiect de către Consiliul Județean. Consiliul Județean, la acel moment, a fost cel care a gestionat acest proiect. Da? După aceea, de comun acord, au făcut, am înțeles că anul trecut le-au făcut, a făcut REB-ul 3 platforme care au fost cu cartele, da? Prototip, ca să vedem cum funcționează, 2 au funcționat bine, 1 a fost vandalizată, acum nu putem să spunem că e numai vina lor. Dacă nu ne civilizăm și rupem tot ce găsim în cale, atunci... A fost zice incendier, de-aia v-am întrebat de pubele, cine poate spa pubele astea, noi municipiul sau REB-ul? REB-ul. Domnul Stănescu, pe platforma de la Șoptănești se realizează profitul pentru cei care depun acolo, adică operatorii? Colectarea deșeurilor se face în două forme. Deșeul umed, gunoiul, cum spunem așa, se colectează și se duce la stația de transfer Călăraș. Este imediat după combinatul siderurgic și de acolo mașinile de la CMI-Del preiau și o duc la groapă.
pentru ceea ce înseamnă deșeul reciclabil, el ajunge colectat de la populație direct în CMID și este sortat și valorificat. Acea sumă care rezultă din valorificare, așa cum a fost prevăzut în documentația de atribuire și aplicația de finanțare, este folosit pentru a păstra mai jos prețurile de depozitare. Pentru că pentru deșeul umed plătim 206 lei plus TVA pe tonă, iar pentru ceea ce înseamnă deșeul reciclabil plătim 36 de lei pe tonă plus TVA. Pe lângă acești bani, mai putem obține alte sume suplimentare pe care le putem utiliza pentru a compensa cheltuieli de la ceea ce se numesc OIREP-uri, dacă ați auzit. Respectiv, firmele care comercializează produse ambalate sunt obligate să aducă înapoi aceste ambalaje, iar pentru ambalajele pe care noi le valorificăm, obținem prețul de lei pe tonă pe care îl cheltuim ca să-l folosim. Mă refer din păcate, la operatori, dacă operatorii care depun pe platformă. Operatorul de colectare și transport nu primește niciun leu din ceea ce înseamnă venituri din deșeuri reciclabile. Dar să știți că nu sunt foarte mari veniturile reciclabile. Sunt undeva la 6-7 miliarde vechi pe an deocamdată, deoarece cantitatea este foarte mică. Centrul de la CMID este gândit pentru 17.000 de tone pe an, dar noi nu reușim să ducem nici 2.000 de tone acolo. În momentul în care vom avea o discuție, vom intra în amănuntă, dacă vă doriți acest lucru, sigur că da. Și acum aș vrea să vă informez. Consiliul Județean are 20 de șantiere deschise în județul Călăraș, pe infrastructură, cultură, sănătate, locuințe. Începem verificările luna iunie, iulie și august. Începem verificările pe șantierele în lucru pe care Consiliul Județean le are. O să vă trimitem informări la toată presa pentru vizitele pe care le vom face cu specialiștii Consiliului Județean să verificăm stadiul lucrărilor din județul Călăraș. Cam asta ar fi ca informare. Dacă tot am spus de lucrări, da? Vreau să spun că n-am uitat pe nimeni. Da? N-am uitat de cartierul Măgureni, pentru că acolo se întâmplă acele probleme care le avem datorită faptului că săpăm în continuare ca să putem să facem canalizarea menajeră și pluvială. Este clar că nu puteam să anticipăm că o să avem precipitații de peste 80 de litri pe metru pătrat, da? În zonele astea ploi torențiale și au fost anumite surpări și a creat disconfort și sunt de acord cu cetățenii de acolo, de aceea și am trimis toate utilajele acolo să remedieze și vom remedia în continuare, dar asta nu înseamnă că nu o să fie disconfort în continuare până terminăm această lucrare. Iarăși foarte multe sesizări. Nu am uitat de cetățenii din cartierul Mircea Vodă și am spus-o de fiecare dată în prezența dumneavoastră și nu numai. Avem toate documentele depuse la CNI. Promisiunea este, din ce am văzut guvernarea actuală, au spus că din august or să dea drumul la finanțări și sperăm să prindem finanțarea. Dacă nu se întâmplă acest lucru, în octombrie anul acesta vom da drumul la licitație pe primărie, iar de la anul ne vom apuca de aceste străzi de Mircea Vodă, indiferent dacă ne dă guvernarea bani sau nu. Tamaru, sunt întrebare. Ce știți despre investiția Machita de la Călăraș? Ce informații aveți? Și dacă ați discutat și cu cei de la Silcotu, am înțeles că caută o suprafață de teren pentru dezvoltarea unei noi facilități industriale. Nu Silcotu, Dona Lam. Dona Lam, da. Și este Dona Lam caută o suprafață de teren pentru răspunde la întrebarea asta. Da, da. Și cu Machita dumneavoastră sunteți, domnule primar. Da, caută o suprafață de teren pentru a putea să creeze un parc fotovoltaic pentru a-l putea integra într-un proiect de laminor de fier beton. Adică o fabrică nouă construită la Călăraș, o investiție, o oțelărie, o investiție de 300 de milioane de euro. Dar la momentul ăsta facilitățile nu sunt decât în cadrul combinatului siderurgic, platforma industrială, unde astăzi Avasul este majoritar și decide soarta, să spunem, acelui teren. Acel teren are o valoare de vânzare și astăzi Dona Lamu încă nu s-a decis dacă îl va cumpăra sau nu îl va cumpăra. Ei vor să fie lângă ceau acum? Lângă ceau contează? Nu contează. Deci parcul fotovoltaic se poate amplasa oriunde. Sunt 200 de hectare disponibile acolo și au nevoie de acest teren ca să facă parcul fotovoltaic care să producă energia verde necesară oțelăriei, pentru că vor să facă fier beton, plasă și sârmă pentru construcții, pentru că probabil știți că în România nu se mai produce aceste elemente.
Referitor la Machita, așa cum am arătat, am avut întâlnire cu directorul general Machita, pentru că undeva la 35% din salariații care sunt la Machita și care fac naveta la Urziceni sunt de la noi din zonă, sunt peste 1100 de salariați din zonă de la noi. Ei își doresc lucrul acesta și vor să extindă și în zona noastră, pentru că a diminuat cheltuielile de 35% cu transportul oamenilor de aici și e și beneficiul oamenilor, pentru că trebuie să trezească foarte devreme ca să ajungă la program acolo. În viitorul apropiat estimează că se extindă undeva până la 3.000 de salariați pe zona Urziceni și după aceea să migreze spre noi, pentru că vor să dezvolte în toată această zonă. Mai mult, am avut discuție cu domnul director și o să facem o discuție cu inspectoratul școlar, care să dezvoltăm învățământul dual de școli profesionale, în care să agreăm niște contracte în care copiii să facă practică, să se impună anumite zone de profesionalizare a copiilor, pe care dânșii să acorde burse și să-i selecteze și să-i ducă acolo. Problema care a mai ridicat-o dânșii și nu numai dânșii și cei de la Tenaris a fost ca să aibă posibilitatea să-și trieze profesorii care instruiesc acești copii, pentru că au nevoie de profesori aplicați, maestri care să învețe ceea ce înseamnă meseriile viitoare pe care vor să aplice în cadrul Machita. Alți investitori mai sunt interesați? Ați avut discuții? Păi discutăm foarte mult, am discutat cu domnul Alamu împreună cu domnul președinte, Tenarisul am discutat cu dâns și i-am chemat. Așa cum ați văzut, Pugul se va modifica și am programat întâlniri cu toți investitorii din zonă, pentru că dacă modificăm Pugul, o să avem nevoie să știm exact ce viziune viitoare de investiții au în Călăraș pentru a nu pune interdicții în zonele respective. Da, noi am apropiat, ușa noastră este deschisă, să văd că în ultima vreme au început să fie oameni interesați să poată să construiască locuințe. Suntem aproape de ei, încercăm să le găsim soluții, numai în momentul în care s-au decis ce să investească și cum să facă, atunci de comun acord găsim toate soluțiile ca să putem să ajutăm să investească și în primul rând să creăm locuri de muncă în clar. Sediul prefecturii, în ce stadiu se mai află? Sediul prefecturii a semnat contractul de finanțare, da, proiectul tehnic l-a depus, da, proiectul tehnic a fost depus la Consiliul Județean, urmează să dăm ordine de începere a lucrărilor, după predarea plasamentului și începerea lucrărilor. Când asta? Cred că până la final de lună se va întâmpla acest lucru. Trebuie să luăm legătura cu constructorul și să-l invităm să predăm amplasamentul prefectului. S-a rezolvat cu acea situație semnalată de prefect la CNI? Deci acea situație de la CNI ne-a retras, să spunem, dosarul nostru să intre în Comisia Tehnică Economică pentru a primi finanțarea de la Compania Națională de Investiții. Faptul că, din punct de vedere juridic, el contestă că transferul administrării la noi, din momentul ăla juridicul Companiei Naționale de Investiții a retras dosarul din Comisia Tehnică Economică și acum la momentul ăsta ne-a rămas decât singura sursă de finanțare, bugetul județului Călăraș. Vom găsi sursele necesare să putem să finanțăm din bugetul județului Călăraș prin un împrumut viitor. Și nu mai la soluția CNI? Poftim? Am renunțat pentru că adresa dată de prefect ne-a blocat continuarea mersului pe etape pe care le aveam noi la Compania Națională de Investiții. Comisia Tehnică Economică era cea care era înaintea ordinului de preluare a acelei investiții de către Compania Națională de Investiții. A fost un demers politic în spate? Dacă atacă 80% din hotărârile Consiliului de Stat sunt atacate de prefect și dacă prefectul tot ce avem noi investiții transmite către instituțiile care sunt legal la nivel național să finanțeze anumite obiective și el vine cu adrese ca om al guvernului în teritoriu și spune că nu există legalitate în administrarea prefecturii, vă imaginați că tot ce face domnia sa face ori politic, ori că e nepriceput. S-a dus pe o funcție ca un nepriceput. Asta e singura constatare a mea pe care o am astăzi asupra celui care e omul prefectul, e omul guvernului în teritoriu, prefectul județului Călăraș. Un nepriceput. Drumul de acces în municipiu, domnul președinte, și spunea ceva de strada variantă nord. Dar o finanțare când se termină, când încep lucrările? Deci continuăm reparațiile, că așa am definit împreună cu primarul municipiului Călăraș. Avem protocol
și decizia a aparținut Consiliului Județean Călăraș, s-a aprobat reparația pe banii Consiliului Județean și o parte de la municipiul Călăraș, să reparăm varianta. Vă dăm ca termen de finalizare final de lună septembrie, da, reparația varianta Nord Călăraș. Da? Legătura de 21 nu, la Pișicola este altceva. Deja noi discutăm varianta. Varianta până la final de luna septembrie vom finaliza varianta reparată. Mai avem până la combinat, până la combinat. Da, și acolo o să reparăm toată zona asta. Doar o asfaltați sau o și reparăm? O reparăm pe patru brezi. Da? Vom veni cu frezare, după care vom veni geotextil și zona de asfalt de uzură. Deci de la Tenaris până la... DN21. Până la Tenaris. Până la DN21. Până la Petro. Da, păi ea e reparat o porțiune. A fost reparată până la... Până la Sangoben. Sangoben, da, a fost reparat. Și cu drumul de acest municipiu. Mergem înainte, deja este ridicat Păsicap, partea noastră, care mai avem încă vreo 896 de metri, lungime la drum. Deci eu până la sfârșitul lunii cred că deja știm cine a câștigat și după aceea când de treabă. Mai mult, așa cum am spus, facem și reparații și extindere de iluminat public în zona respectivă, ca așa trebuie să facem. Deci o să fie lucrurile foarte bine puse la punct.